Tocmai când se apucaseră mai serios de treabă la reabilitarea Monumentului Revoluției din decembrie 1989, ninsoarea le-a stricat planurile celor care se ocupă de proiectul Piața Dacia. Săptămâna aceasta lucrurile intraseră pe făgașul normal, odată cu vremea favorabilă. Probabil doar câteva zile lucrările vor fi întrerupte, pentru că săptămâna viitoare, spre sfârșit, se anunță din nou temperaturi optime pentru reluarea lucrului. După ce a trecut prin încercări serioase, societatea căreia i-a fost atribuit proiectul în urma licitațiilor se redresase și chiar a recuperat din întârzieri. Societatea a recuperat întârzierile și a început placarea cu granita pieței și totodată am mai deschis un șantier în Piața Dacia. E vorba de reabilitarea Monumentului Revoluției din decembrie 1989, pentru că odată finalizată întreaga Piață Dacia în acest an, era păcat ca acest monument să nu își recapete strălucirea, de la inaugurare. Trecerea timpului a perimat plăcile de marmură de pe soclul Monumentului Revoluției, care s-au desprins și s-au spart. Acestea vor fi înlocuite cât de curând. Totodată mai sunt unele probleme legate de recondiționarea, aș putea spune, a unor piese metalice din acest ansamblu al monumentului. Lucrările în Piața Dacia ar trebui să se încheie în vară.